seară și bine ați revenit cu treaba profanat, probleme de matrimoniu, că la azi clasa 7-a, da? Exercițiul 1 de la pagina 69 și începem. Adi vorbește primul. X plus 1, totul la a doua. Uite, am fost foarte drăguță cu tine. S-am spus formula X la a doua, da? Plus 1 la a doua, adică... Uite aici formula, Adi. Deci te rog să fii atent, da? X plus 1, totul la a doua. A plus B, totul la a doua. Egal X la a doua plus 2X ori 1, adică 2X plus 1. Corect. Miruna. Să te explic? Da. Deci hai să desfășurăm. Deci A plus B pe lângă A plus B. Asta înseamnă A plus B la a doua. E adevăratul, da? Da? Deci facem parantezele și facem A ori A. A la a doua. A la a doua plus A ori B. A B. Plus. Plus. B ori A. B ori A. Tot A B. Plus. B la a doua. B la a doua. Termeni asemenea și egal cu A la a doua plus de două ori. A, B, da? Da. Plus B la a doua. Da. Formulă. Da? Da. Dacă uiți o formulă, o desfaci. Da? Dacă uitați formula asta, faceți X plus 1 pe lângă X plus 1. Și efectiv vă mulțiți. Și o să ajungeți la rezultatul ăsta. Da? Da. Ok. Hai, Miruna acum. X plus 2. Totul la a doua. Egal cu? Repete vreau. X la a doua. Da? 2x plus 8x. Plus cât? 8x. Mai nedește? Păi x la plus 2x la 2 plus 4, adică 8x. Plus 2 ori A ori B. Plus adică 2 8x. Ori 2 ori x. Adică 4x. Păi nu e și 2 la 2. Uite-te la formulă. Da, da. Plus 2AB plus 4x. Plus? Plus 4. Plus 4. Anca? X plus 3 totul la a doua. Egal cu? X la a doua. Da. Plus 9X. Plus 2 ori A ori B. 2 ori X ori 3. 6X. Plus 6X plus 3 la a doua. Plus 9. Corect. Tudor. 2X plus 1. Totul la a doua. Cât? 2x plus 1, totul la a doua. Tudor. Egal cu 2x la puterea a doua. Adică cât? 2x la totul la a doua, adică cât? Că e și 2 la a doua. 4. 4? 4. 4? 4x. 4x. Și x-ul e la a doua. Uite aici, a la a doua. Ăsta e a. E 2 la a doua și x la a doua. 4x la a doua. 4x la a doua plus... Plus 2 ori A ori B. 2 ori 2X. 4X. Ori B, ori 1. Plus 4X. Plus? Plus B la pătrat. 4. B la pătrat. A1. Plus 1. Imediat cu ele. Cum te cheamă? Nicoleta. Nicoleta, tu urmezi. Putem să punem... Nu putem să punem nimic altceva. Asta este. Ăsta este rezultat. Imediat urmezi tu. Nicoleta acum. 2x plus 3 totul la a doua. Egal cu? 2 ori 2, 4, x. 4x. 4x plus 4x la a doua. La a doua, da. Plus 6. 2 ori 2, 4 ori 3. 12. 12 și mai ce? X. 12 x plus? Plus 3 ori 3, 9. Plus 3 la a doua, 9. Corect. Cum te cheamă? Diana? Cu D, da? Hai tu! 3x plus 1 totul la a doua. 3x plus 1 totul la a doua. Egal cu? 9x pătrat. Tu ești a 10-a, da? Da. Să zicem asta. Pentru că ei o să se simtă eclipsați acum. Deci egal cu 9x pătrat, da? Plus? Plus 6x plus 1. Plus 6x plus 1. Corect. Vedeți ce repede merge că e a 10-a? Adi, 3x plus 2, totul la pătrat. Egal 3, cu? 6x. Ei, da, 3 la 9, a 2. 9x pătrat. Plus cât? 9x pătrat plus
6x. Nu. 6 ori. Uite, 12x. Plus 12x, da? Plus? Plus 4. Plus 4, bravo, Adi, Miruna. 2x plus 5. Totul la pătrat, egal cu? 2 la 2, ori la 2, 4 ori la 2. 4x la 2, Miruna? 4x la 2. Da. Plus 2, 4x. Plus 2, ori 2, ori 5. 20x. Plus 20x, corect. Plus? Plus 25. Plus 25, bravo. Exercițiul 3, de la pagina 69. X plus 1 pe 2, X plus 1 supra 2, totul la a doua. Uite, pe Nicoleta o vrem. X la a doua. E calcul. X la a doua plus. Plus 1 supra... Ridicăm și exponentul. Deci formula e plus 2 ori a ori b. Plus 2 ori x, plus 2 ori x, unul mai încet, ori 1 pe 2, da? 2 ăsta cu 2 ăsta se duc, corect? Deci o să fie x la a doua plus x, da? Plus 1 pe 2, totul la pătrat. Care este? Cât o să fie? 1 pe 2 totul la pătrat. 2 supra... Nu, 1 la pătrat e 1 și 2 la pătrat e 4, plus 1 pe 4, da? Domn profesor, de aici preluați dumneavoastră, da? Da. Mulțumesc frumos! Plăcere! Mulțumesc frumos! Sigur, am înțeles că s-au făcut formule de calcul pe scurtat, nu? Da, au făcut formulele acelea, da. Care... Dar de unde vin formulele? Am făcut și asta. Am făcut și asta? Da. Adică, haide să vedem exact. De ce au fost inventate? Cui, de ce eu vin în minte să facă treaba asta? Care e rostul? N-am putea să ne chinuim noi, să ne memorăm? Eu facem paranteze. Deci eu pe asta o fac așa. 3x plus 1 totul la a doua este egal cu... Dacă e la a doua, înseamnă că se mulțește. Două paranteze. Deci egal cu 3x plus 1. 3x plus 1. Pe lângă 3x plus 1. Și te rog pe tine, Adi, vorbește. 3x la... Cum se mulțește două paranteze? Ia primul, se mulțește cu toți ceilalți. Da, celalți, da, și doilea cu toți ceilalți. Am făcut deci, una așa, domn profesor. Da, da, insist pe chestia asta. Nu, că nu sunt încă tradiții cu tine. Da, dar nu, zic că am făcut una așa ca să știți, zic că... Corect, corect, da. 3 ori 3 vine cât? 9. 9x la 2 și plus 3x. Plus 3x ori 1 plus 3x. Plus 3x plus am terminat, 3x. Am terminat cu 3x, da. Vine 1 și începe el treaba. 1 ori 3x face 3x. Da? Plus și plus 1 ori 1, plus 1. Și egal mai departe. Egal cu 9x la 2 plus 2... Plus 3x cu 3x face 6x. Plus 1. Plus 1. Același rezultat. Corect. Deci în loc să muncesc, să mulțesc parantezele fiecare dată, mai bine țin minte formula. A plus B totul la 2 înseamnă locul 1 la pătrat. Deci locul întâi, cine o fi aici? Asta. Locul întâi la a doua. Plus de două ori. Locul întâi ori locul 2, adică locul întâi ori locul 2, plus partea a doua la pătrat. Da? Plus locul 2 la pătrat. Adică a apărut formula asta ca o nevoie practică, copii. Dacă o nevoie practică, deci simțim nevoia să memorăm formula asta pentru ca să mărim ritmul de lucru. Da? Să mărim ritmul de lucru, să câștigăm. Deci, atenție, să câștigăm timp. Să nu muncim de fiecare dată, că așa de fiecare dată am putea mulți parantezele cele. Ăsta este rostul. Deci să nu credeți că cineva are așa o poftă să vă chinui cu formula asta. Că A plus B la pătrat face A pătrat plus 2AB plus B pătrat. Nu. O simți tu nevoia să o faci. Tu. Ca să mărești ritmul la lucru. Iată, aici ați făcut exemplu acestea. 3x plus 2 la pătrat. Locul 1 la pătrat. Locul 1, adică 3x la a doua. Și 3 și x-ul la a doua, deci vine 9x pătrat. De două ori prima. Zice așa. De două ori locul 1, 2 ori 3x face 6x.
ori 2, 6 ori 2, 12x, și plus partea a doua, adică cine e pe locul 2? 2-ul la pătrat, 4. Apoi 2x plus 5 tot la pătrat înseamnă locul 1 la pătrat, adică de ăsta de aici 2x la pătrat face 4x pătrat, e 2 ori prima ori a doua, 2 ori 2, 4 ori 5, 20x, și locul 2 plus locul 2 la pătrat, 25. Aici, Nicoleta, a fost, ține minte formula, locul 1 la pătrat, adică x-ul la pătrat, de 2 ori, 2 ori locul 1, 2 ori locul 1, x, ori locul 2, ori 1 pe 2, și plus partea a doua, adică cine era partea a doua, 1 pe 2, la pătrat. 2 s-a simplificat cu 2 și ieșițiul corect, plan, este așa cum ați circulcat voi, x pătrat plus x plus 1 pe 4. Da? 1 pe 4. La același lucru ajungeam dacă mulțeam parantezele acestea. Da? Dar, repet, o facem pentru că merită să reținem formulele, pentru că ne ușurează munca extraordinar de mult. De acord, da? Continuăm acum. Șterg. Să șterg formulele? Nu, da, te ștergi că am luat scris pe caiet. Deci te-ai scris pe caiet. La ei e prima oră cu formule, domn profesor. Așa că cum vreți, dacă vreți să le lăsați. Le mai las un pic, după care le șterg. Ia să le notezi, eu să te zic, nu? Nu, facem și așa, și așa, și mulțim parantezele și facem și așa. Și în urmă, veți alege voi dacă merită să memorați formulele. Da? Deci facem și într-un fel, cu mulțirea paranteză și în parte, varianta aceeași. Și cum veți înțelege cât de important este. Vreți să zicem... 2x plus 1 pe 2, totul la a doua. Deci 2x plus 1 pe 2... Totul la a doua. Zicem... 2x plus 1 pe 2... Totul la a doua. Totul la a doua. Rândul Ancăi. Anca, te rog. 2x la a doua. Anca, hai să mulțim. Că nu știm formula. Încă nu știm, da? Mulțim. Deci zicem 2x plus 1 pe 2. Încă o dată mulțim cu 2x plus 1 pe 2. Te rog, Anca, începe. Egal cu. 4x. 4? Păi 2x ori 2x. 2 ori 2 e 4. Și x ori x. X ori x. 4x la 2. 4x la 2. Corect. Apoi. Tot 2x-ul lucrează și asupra lui ăsta, deci. 2x. 2x ori 1 pe 2. Deci plus, hai să zicem, 2x, ca să înțeleagă toată lumea. 2x ori 1 pe 2. Și plus. 1, cu 2x am terminat. O mulțit tot. Vine 1 pe 2 la rând. Și iar mături pe toți să-și lați. Și plus. 1 pe 2 ori 2x. Și plus. 1 pe 2 ori 1 pe 2. 1 pe 2, ori 1 pe 2. Și egal acum Anca. 4x pătrat rămâne, nu? Apoi, 2 cu 2 se simplifică. Hai, te rog. 2 se simplifică 2. Da. Și când rămâne doar simplu x, plus... plus 1 pe 2. Păi, plus, plus 2 cu 2 iar se simplifică la mulțire. Da. Și rămâne doar simplu x, x. Plus 1 pe 2 ori 1 pe 2 face plus 1 pe 4. Și face, ca răspuns, 4x pătrat plus x plus x plus 2x plus 1 pe 4. Da, asta pare să fie răspunsul. Acum, pornim. Pe 2x plus 1 pe 2, totul la a doua și aplicăm formula. Adi? 2, 4x la a doua. Deci locul 1 la pătrat. Da. Hai să facem așa, să fim mai pe înțelesul tuturor. 2x totul la a doua. Deci locul 1 la a doua. Da. Plus. Plus. De două ori. 2. Ori locul 1. Da. Ori locul 1, 2x. Ori 2x. Ori locul 2. Ori 1 pe 2. Corect. Și plus locul 2 la pătrat. 1 pe 2 totul la a doua. 1 pe 2 totul la a doua. Și este egal cu? Egal cu 4x pătrat. Corect. Plus 4x. 4x. Se simplifică 2 cu 2 și rămâne 2x. Plus 2x. Și plus? Plus 1 pe 4. 1 pe 4. Păi unde am muncit mai mult? Acolo, sus. La prima. Prima. A doua a mers foarte repede. De ce se merită să țin minte formula, da?
Deci locul întâi la pătrat, de două ori prima ori a doua, și plus partea a doua la pătrat. Foarte clar. Alta? Da. 3x plus 1 pe 3. 3x plus 1 pe 3, totul la pătrat. Totul la pătrat. Cine este? Mirunei. Miruna, te rog. 3x la 2. Muncim. Adică îți faci paranteză. Dar am văzut că e mai simplu așa. Cu formă. Da, am văzut. De ce? Am înțeles ideea. Deci, e bun, da? Mhm. Bine, hai. Hai, cu formula, hai. Hai. 3x la 2. 3x totul la 2, adică da. Așa spui, da? Locul 1. Plus 2 ori 3x ori 1 pe 3. 2 ori 3x ori 1 pe 3. Ori 1 pe 3. Plus 1 pe 3 totul la 2. Plus 1 pe 3 totul la 2. 9x la 2. Se face 9x pătrat, da. Plus 2x plus 1 pe 9. 3 cu 3. Să spun numai ce faci. 3 cu 3 se simplifică. Și rămâne doar 2x. Deci plus 2x. Plus 1 pe 9. Apoi, alta. Urmează Tudor. 2x plus y. 2x plus y. Totul la a doua. Totul la a doua. Egal cu? Este egal cu 2x la pătrat. 2x totul la pătrat. Plus 2 ori 2x plus y. 2 ori 2x ori y. Ori locul 2. Y la pătrat. Plus Y la pătrat. Și egal cu? Este egal cu 4X pătrat. 4X pătrat. Plus 4... Hai mă, 4XY. Plus 4XY. 2 ori 2 ori, da? 4XY plus 4XY. Și plus Y plus pătrat. Y pătrat. Nicoleta, te rog. X plus 3Y, totul la a doua. X plus 3Y, totul la a doua. Egal. X la a doua. Da. Formulă sau? Formulă. Formulă, da. Deci, X la a doua. Da. Plus 3Y, nu știu, 3 ori 3, 9. De ce 3 ori 3? A doua. Deci de 2 ori punem pe 2, 2, 2 ori locul 1, da, 2 ori locul 1, ori locul 2, ori 3Y, da, și plus? Plus pe la 2, adică 9Y. Plus 9Y pătrat, adică 3Y totul la pătrat, dacă se întreagă toată lumea, 3Y totul la pătrat și egal mai departe cu. Vorbește egal cu X pătrat. Egal cu X pătrat, plus... 2 ori 3, 6XY. 6XY. Plus, și plus? 9Y. 9Y la pătrat. 9Y la pătrat. Și cu asta am făcut altcineva pentru Diana. X la a doua plus X. X la a doua. Plus X. X la a doua plus X. Totul la a doua. Totul la a doua. X la a doua. Totul la a doua. Deci x la a doua, totul la a doua. Plus 2x la a doua. 2x la a doua. Ori x. Ori x. Plus x la a doua. Plus x la a doua. Și egal mai departe, Diana. X la a patra. X la a patra, da. Plus 3x la pătrat. 3x la pătrat. De unde ți-ai ieșit 3? Păi am avut... Aici zici 2x. Plus 2x la 3-a. Atenție! 2x la 3-a, pentru că ai 6x la 1. Acum se mulțe două puteri care au cerbrați după fie în baza și se adună exponenții. Deci plus 2x la 3-a și plus x la pătrat. Vreau să scoți în factor comun ceva aici, dacă se poate. X la pătrat. X la pătrat. E clar cu x la pătrat pe lângă. Pe lângă. X la 2-a. Te rog, vorbește. Pe lângă x la 2-a plus... 2, ba nu, plus 2x. Așa. Plus 2x și atât. Și plus 1. Plus 1. Plus 1? Da. Bă, mă păcălești. 2x plus 1. Da. Și egal mai departe cu... Ce observați voi aici? Ce-o fi aici? X pătrat plus 2x plus 1. Ce-o fi? X plus 1 la pătrat. Mă gândesc. Totul. Ia să vedem deoparte. Ia să vedem pe x plus 1
totul la pătrat. Oare de ei să fie? X primul loc la pătrat. X pătrat. Plus de două ori prima ori a doua. Da? Plus 2X ori 1, 2X. Și plus 1 la pătrat plus 1. Este extraordinar. Deci în loc de X pătrat plus 2X plus 1, înseamnă că este X plus 1 la pătrat. Deci egal cu X pătrat pe lângă X plus 1 la pătrat. Deci se poate și invers. Dacă avem desfășurat și sesizăm că poate fi strâns, strângem ca un binom. Da? Deci în situații în care am așa ceva, imediat trei termeni, îndată mă gândesc că am pătrate. Adică am pe A pătrat și pe B pătrat? Da. Că, iată, X la a doua și 1 la a doua sunt pătrate perfecte. Și atunci imediat fuge mintea, o fi oare X plus 1 la pătrat? Mai urmează să controlez aici, dacă de două ori prima, ori al doilea. Da? Deci, în afară de cei ce ați văzut acum, desfășurarea așa, adică ridicăm la pătrat și invers putem face. Că egalul se citește de la stânga spre dreapta și de la dreapta spre stânga. În egheșiții vom avea foarte multe situații de acestea care trebuie să-și strângem. Așadar, vreau să vă mai spun încă ceva. Eu puteam să fac așa aici. Hai să reiau din nou egheșițul. X pătrat plus X totul la a doua. Egal cu X pătrat plus X totul la a doua. Aș fi scos pe X factor comun aici. Da? Deci egal cu X. Pe lângă. X plus 1 totul la pătrat. Deci X pe lângă. X plus 1 totul la pătrat. Că am dat pe X factor comun. Parcă e mai simplă asta. Și acum totul la pătrat. Totul la pătrat. Cum se ridică un produs la o putere? Fiecare la acea putere. Deci egal cu X pătrat, înmulțit cu partea a doua, factorul al doilea, X plus 1 la pătrat. Iată, aici am ajuns. Pe partea asta am ajuns muncind și, dar egheșițiul presupunea să știu să ridic la pătrat. Și iată că după ce am scos în factor comun, am și aici trebuia să sesizez pătratul perfect. Adică am stricat și până m-am dres. Ce am făcut. Iar așa, în varianta asta, totul este perfect. Repet, în foarte multe egheșiții vom avea nevoie, vom găsi așa desfășurat x pătrat plus 2x plus 1 și va trebui să strângem totul la pătrat. Așa, iată, vă spun. Ce părere aveți de... Ce părere aveți de x pătrat? Am știut formula? Nu. Nu mi-am propus să-l aștept, dar l-am tot întrebat. Iată, vedeți așa, scris. X pătrat plus 4X plus 4. Descoperiți binomul de la care provine. Cine la pătrat pare să fie acolo? Trei termeni. Sunt șanse. Da? Sunt șanse. Deci am pe X pătrat plus 4X plus 4. Cum s-ar scrie el? X plus 2. Bănuiești? X plus 2? Totul la pătrat. Încerci, da? Hai să vedem. Deci, cu emoție, Miruna încearcă. X plus 2 la pătrat. Și Nicoleta verifică. Adică? X la a doua. Da. Primul loc la pătrat. Plus 2 ori 2, 4X. Plus 4X. Plus 4 de ori 2. Plus 2 la a doua, da? Până la 4. A avut dreptate. X pătrat plus 4X plus 4 se scrie ca fiind X plus 2 totul la pătrat. Totul la pătrat. Da, Nicoleta, Miruna a ghicit binomul. Ce părere aveți dacă veți găsi așa? 4X pătrat plus 12XY și plus Y plus 3 plus 9Y pătrat. Cine să fie, cine să fie, de la ce binom să vină treaba asta? 2x plus 3y. Corect. 2x plus 3y. Trebuie.
Sice Miruna. Nu prea cred. Să vedem. Ce te-a făcut pe tine să încerci 2X? De ce te-ai dus spre 2X? De ce te-ai dus? 2x totul la 2, 4x la 2. A, văzând tu pe 2x totul, 4x pătrat, vine ăsta de la 2x totul la 2. Cum nu te-am înțeles? Da, 12xy nu m-a interesat. Nu te-a interesat, îl lăsăm deoparte. Deci plus 12xy, de acord. Nu, și 3y. Și în loc de 9y pătrat, ai văzut? 3y totul la pătrat, da? Și atunci, mizând pe aceste două pătrate perfecte, bănuiești tu că ar fi vorba de 2x plus 3y la pătrat, dar cu emoție. Că nu ai controlat pe ăsta din mijloc. Păi 2 ori A ori B? Ia să vedem. 2 ori A, 2 ori 2, 4, ori 3, 12. Dacă aici era 11... Nu mai era. Nu mai era bun. Deși aveai pătratele, dar de două ori, prima ori, al doilea, nu era corectă acolo. Și nu, ăla nu mai era un binom. Deci, după ce ai găsit pătratele, cu emoție, spui, egal asta, dar trebuie să controlezi de două ori, prima parte, ori, al doua. Și atunci, hai să spunem aici 12, da? Ca să fie ieșițiul corect. Am atenționat că nu totdeauna, dacă ai trei termeni în binom, chiar dacă ai două pătrate perfecte. Unoară, eu dacă dau așa, x pătrat plus 3x plus 1, oare de unde ar fi? Ce binom? X pătrat plus 3x plus 1, de unde să vină? Nu e bine. De ce nu e bine? Nu e formulă. Deci nu se strânge, nu? Nu ajungi la binom. Din ce motiv nu ajungi? Ai pătrat perfect. Ăsta e pătrat perfect. Că 3x acolo. 3x-ul nu poate avea. Adică tu ai bănuit că ar fi x plus 1. Ai bănuit că ai pătrat perfect, aici pătrat perfect. Dacă îmi zici de două ori, prima ori, a doua, face 2x și nu face 3x. Deci dacă pe ăsta ridici la pătrat, Miruna, face x pătrat plus 2x plus 1. Și tu aici cât aici? 3x. Și ai fi avut nevoie de 2x. Și deci, cu alte cuvinte, tot timpul trebuie să aveți grijă și să testați, după ce vedeți pătratele perfecte, să testați dacă acolo de două ori prima ori al doilea, nu? De două ori prima ori al doilea merge sau nu. Ce am înțeles de până acum? Hai să vedem ce am înțeles. Că formula asta merită, da, merită ținută în minte, că îți ușurează foarte mult calcul, mergește viteza de lucru, dar, atenție, Nu, în același timp mai merită să reținem că ea trebuie citită din stânga spre dreapta și din dreapta spre stânga. Uneori suntem puși în situația să ridicăm la pătrat și să desfășurăm, alteori suntem în situația să strângem. Da? Să strângem binomul. Ca să mă justific în demersul meu, mâine aveți algebra? Nu, de geometrie. Și noi avem geometrie. Da, deci, pot să mă duc la discuții, da? Da. Uite, hai să zicem așa, să se calculeze expresia e egal cu 1 supra x plus 1 plus 1 supra x pătrat plus x plus 2x plus 1. Egal cu 1 supra x plus 1 plus 1 supra x pătrat plus 2x plus 1. Păi pe x la 2 plus 2x plus 1 supra x plus 1 la 2. Deci putem să strângem, da? Tot deci egal cu 1 supra x plus 1 plus 1 supra x plus 1 la 2. Deci, pentru a putea să aducem la același numitor, suntem nevoiți să strângem pe x pătrat plus 2x plus 1. Mm-hmm. Și acum, care e numitorul comun? E corect, da? X plus 1 totul la 2. X plus 1 totul la 2.
Și atunci amplificăm aici cu un x plus 1. Știți cum sună? Sună de parcă aș avea așa. 1 pe 2 plus 1 pe 4. Închipuiți-vă că ăsta ar fi 2 și ăsta ar fi 4. Cu cine amplificăm aici? Cu 2, nu? Cu 2. Așa și aici. Cu cine amplificăm? Cu x plus 1. Uh-huh. Cam x plus 1 la pătrat. Și atunci face cât aici? Gamă de parte cu x plus 1 plus 1 totul supra x plus 1 la pătrat. Și rezultatul este x plus 2 totul supra x plus 1 la pătrat. Este esențial. Dacă nu știi și nu vezi formula, n-ai nicio șansă să poți lucra, să faci operațiile cu expresii de acestea, să te poți descurca. Deci trebuie să știm și să strângem. Da? De aceea trebuie să recunoaște formula foarte bine. Te rog... Da. Deci 4. 4 de la 6, nu? X minus 2 totul la pătrat. Deci să facem? X minus 2. X minus 2 totul la pătrat. Am făcut cu plus, acum facem cu minus. Da. Am cu grea. X minus 2. Totul la pătrat. X minus 2 totul la pătrat. Egal cu? Ce? Nu știu. Nu știu. Cum zic? X minus 2. Pe lângă x minus 2, Anca, te rog să mă ajut, ducem la capăt, înmulțirea astor două paranteze, să vedem. Luăm pe primul și mulțim cu toți din paranteza a doua și zicem x ori x. X la a doua. X la a doua. X ori minus 2. Minus 2x. Ai terminat cu x-ul ăsta, ai mulțit pe amândoi. Cine intră la discuție acum? Minus 2. Minus 2. Și o să fie minus 2x. Minus 2x, da. Și minus 2 ori minus 2. Plus 2 la a doua. Plus 2 la a doua. Deci plus 4, da? Plus 4. Și egal mai departe, după asta, egal cu x la a doua rămâne, nu? Da. Tudor? Și minus 2x minus 2x, Tudor, ești atent aici, că păcat, ai venit aici. Fac o precizare. Dacă nu ești atent, să știi că pierderea ta. Eu n-am nimic de comentat aici. Deci minus 2x minus 2x face minus 4x. Minus 4x. Da? Și plus 4. Plus 4. E, hai să aplicăm formula. X minus 2 totul la pătrat este egal cu locul întâi la pătrat. X la pătrat. Deci locul întâi la pătrat, adică x la pătrat. Minus 2 ori... 2. Minus 2 ori x, x ori 2. Ori 2, atât. Atât? 2. Minus 2. 2 la pătrat. Plus. Plus 2 la pătrat. Ia uite la formulă. Ia uite la formulă. Ai formula a minus b. A minus b totul la a doua este egal cu a doua, spuneți că a doua plus 2. Minus 2AB, e minus. Minus 2AB plus de la a doua. Da, dar, atenție, când era cu plus, era de două ori, tot așa, de două ori prima parte, ori a doua. Fiindcă a doua e cu minus, plus cu minus la mulțire face minus. Asta e motivul, nu este o formulă pe care trebuie să o ții mecanic în minte, pe de rost. Deci dacă o știți pe a plus b totul la a doua, hai să vedem așa, să înțelegeți bine. Deci dacă aveți a plus b totul la a doua, și am muncit adineaua și ați găsit-o, vine a pătrat plus 2ab plus b pătrat, la a minus b totul la a doua, înseamnă locul întâi. Ăsta e locul întâi și ăsta e locul 2. Înseamnă a la a doua. Minus. Și de două ori. De două ori locul minus 1 ori locul 2. Minus 2 ori a ori... Și din asta locul 2 cu minus, plus cu minus la mulțire este minus. De ce este minus 2ab? Da? Și plus partea a doua la pătrat, adică minus b la pătrat, și minusul la a doua este plus, ăsta e motivul pentru care trebuie să se întâmple așa. Deci vine plus b la a doua. Și acum, Anca, deci vine locul întâi la pătrat, de două ori prima parte ori a doua, și minus din cauza că al doilea așa, și plus partea a doua la pătrat, adică 4. 4. Și va face x pătrat minus 4x, 4x
plus x. Plus 4. X pătrat minus 4, x plus 4. X minus 3, totul la a doua. Am să dau eu altul. 2x minus 3, totul la a doua. Adi? E 2x totul la a doua. Foarte bine, 2x totul la a doua. Plus... Un pic. Lasă. Deci, zi plus, da? Plus. Ai zis plus. De două ori. 2 ori x. Ori, locul întâi. 2x. 2 ori 2x. 2 ori... 2x ori locul 2 ori 3 ori minus 3 ori minus 3, da. Ori minus 3, că e negativ, că da? Plus partea a doua la pătrat. Plus 3 la a doua. Ar fi minus 3 la a doua, minus, deci plus partea a doua la acolo pătrat. Acolo e minus la cercul, nu știu de ce am zis eu. Ai zis plus, dar uite că acum vreau să te ajut să înțelegi că plus cu minus face minus. Da. Deci nu trebuie să ții mecanic minte că e minus. După un timp se reține că atunci când e cu plus, vei avea cu plus aici, da, și minus vei avea cu minus pentru că al doilea e negativ, da? Și așadar vom avea 4x pătrat minus 4x minus 12. A, direct. Hai să trage, da, atât. 4, deci da, 4 12. Minus 12 x, x plus? Plus 9. 9. Alt exercițiu? 3x minus 2 totul la pătrat. 3x minus 2 totul la pătrat. Tudor. 3x la pătrat, totul la pătrat. Da. Minus 2 ori 3x minus ori 2. Ori 2, da. Plus 2 la pătrat. 2 la pătrat. Și este egal cu 9x la pătrat. Da. Minus 12x. Da. Plus 4. Plus 4. Cât este următorul, să zicem, radical din 3x minus radical din 5, totul la puterea a doua. Miruna? Radical din 3x. Radical din 3x la a doua, totul la a doua. Deci locul 3, da? Radical din 3 ori x, totul la a doua. Minus 2 ori radical din 3x, radical din 5. 2 ori radical din 3, radical din 3x ori radical din 5. Plus radical din 5 la 2. Așa. Și egal mai departe. Egal cu radical 3 ori x la 2. Egal cu 3 x pătrat, radical din 3 da, la 3, 2, 3, da, 3 corect, 3x pătrat. Minus 2x radical din 15. 2x radical din 15. Din ce motiv? Că radical din 3 radical din 5. Nu? Face radical din 15 și plus? 5. Plus 5. Așa este rezultatul, nu am ce zi mai fac. Dar dacă veți avea așa, radical din, nu, să zicem că descoperiți 7x pătrat minus 28, nu, minus 2 radical din 14 și plus plus 2. Radical din 14 x. Descoperiți binomul cine la pătrat să facă asta. Deci, vedeți scris 7 x pătrat minus 2 radical din 14 x plus 2. Întrebarea e asta.
Cine l-a pătrat să dea așa ceva? Cumva există vreun binom care l-a pătrat să-mi dea rezultatul ăsta? Uitați-vă aici și faceți legătura și cu cea de acolo. Radical din 7 ori x. Deci bănesc că este radical din 7 ori x. Plus radical, minus radical din 4. Din minus 2. Radical din? Păi radical din 4 e 2. Radical din 2. Minus radical din 2. Radical din 2, că l-a pătrat, trebuie de 2. Corect. Minus radical din 2, totul l-a pătrat. Cât face? Hai să ne convingem că a făcut o treabă, că deocamdată n-ai controlul de aici. Ei, te-ai gândit la pătratul de aici. Deci a gândit așa. Cine să facă 7x pătrat? Radical din 7 ori x, totul la pătrat. Nu, hai să spunem lucruri pe nume. Iar în loc de 2, el a văzut pe radical din 2, totul la pătrat. Dar știi bine că cu emoții spunem asta. Că nu știm bine dacă de 2 ori prima parte, ori a doua face termenul de aici. De aceea, adică la pătrat, Nicoleta, ajută-mă. 7x la pătrat. Face 7x pătrat, corect. Locul 3 la pătrat. Minus. Minus. 2 radical de 4. De 2 ori locul 1. 2 ori radical din 7. Ori x, nu? Și ori locul 2, ori radical din 2. Și plus partea a doua la pătrat, adică radical din 2 la pătrat, care face 2. Face egal mai departe, te rog, vorbește. 7x la doua. Da. Minus 2 radical din 14. Minus 2 radical din 14, că radical din 7 ori radical din 2 face radical din 14, ori x și plus 2. Da? Este corect. Ai intuit foarte bine. E corectă formula. Vedeți? Insist și înainte și înapoi. Și înainte și înapoi. Da? Și acum, cât este, Adi, te rog să încercăm să ridicăm pe radical din 3 minus radical din 2 ori x plus 1, totul la pătrat. Deci radical din 3 minus radical din 2 ori x plus 1, totul la pătrat. Cine să facă Adi? Adi, da. Hai, Adi. Nimeni nu știe? Ce? Uite, exercițiul care l-a dat domnul profesor. Radical din 3 minus radical din 2 ori x. Da. Plus 1, totul la pătrat. Păi ar fi, în paranteză, 3 minus 2x, adică x plus 1. Cum? Cum ai făcut? Stai să vedem. Stai puțin, da. Pe radical din 3 l-am pus la puterea a doua și eu scăpat de radical. Păi da, e locul 1. Locul 1 aici este format din asta. Și locul 2 este ăsta, 1. Deci după formulă, locul 1 e partea asta toată și locul 2 este 1 de aici. Și aplicăm formula, locul 1 la pătrat, toată bucata asta. Cât o fie. Nu? Nu e așa corect? Sigur. Dar tu ce? Când ai zis ăsta la pătrat și ăsta la pătrat, păi n-ai voie că este scădere, Adi. Și nu-i fiecare, dacă ai fost înmulțire fiecare la pătrat. Da? Deci vine cât acum? Egal mai departe cu radical din 3. Radical din 3 minus radical din 2. Totul în paranteză, da. Ori x. Ori x. Totul la pătrat. Adică locul 1. Minus sau plus este acum, plus de 2 ori. Plus 2 ori radical din 3. Deci 2 ori radical din 3 minus radical din 2, în paranteză, de 2 ori. De 2 ori locul 1, foarte bine ai zis. Plus 1. Ori 1, ca să înțeleagă toată lumea, de 2 ori locul 1. Da, de 2 ori locul 1. Ori locul 2, ori 1. Și plus partea a doua la pătrat. Da? 1 la pătrat. Egal mai departe cu. Egal cu.
Tot atât rămâne, radical din 3 minus radical din 2, într-o paranteză. Da, dar aici, da, sigur ai dreptat, dar aici este un produs. Cum se ridică un produs de 2 termeni la o putere? Fiecare la aceeași putere. Deci egal cu radical din 3 radical din minus 3 radical din 2. Radical din 2 totul la a doua. Ori x la a doua. Deci fiecare la a doua. Plus 2 fiecare la cu 2, nu? Da. Poți să desfaci și paranteza aici, dar lăsăm așa. Că ăsta e numărul, da? Din numărul din față. 2 pe lângă radical din 3 minus radical din 2, da? 2 pe lângă radical din 3 minus radical din 2. Ori x, da? Plus 1. Și egal cum, mai putem lucra aici un pic. La binomul ăsta, la pătrat. Este binomul diferență, da? Și cum se radica la pătrat? Locul întâi la pătrat. Locul 2 la pătrat. B. Minus. A minus B. Este formula de aici. La pătrat minus 2. Deci vin radical din 3 la pătrat. Minus de 2 ori A de hai. Minus 2 radical din 3. 3. Ori radical din 2. Ori radical din 2 plus partea a doua la pătrat, adică radical din 3. Radical din 2. Radical din 2 la a doua. Și egal cu ori x la a doua, ori x la a doua, da. Plus 2 pe lângă radical din 3 minus radical din 2 ori x plus 1. Și egal acum mai departe, radical din 3 la câte? 4, 6. Da, e bine. Radical din 3 la a doua face 3 minus 2 radical din 6. Hai, Adi, plus 2. Plus 2. Tot un paranteză înmulțit cu x la a doua. Și aici lăsăm așa, că am 2 radical din 3 minus radical din 2 ori x plus 1. Și 2 și cu 3 face 5, nu? Hai, Adir, eu zic 5 minus 2 radical din 6 ori x pătrat plus 2 pe lângă 2 pe lângă radical din 3 minus radical din 2 x plus 1. Iată, așa se aranjează. Aici eu gândesc ca un număr ăsta. Deci este un număr ori x pătrat plus alt număr ori x plus 1. Așa a fost binomul. Mai vedem încă o dată. V-am speriat aici. Da. Când am văzut partea asta, întâi că este așa, era atât de complicat. Păi ce? Prima parte la pătrat ar fi fost mai complicat dacă vă dădeam așa. Ia uitați, dacă ziceam radical din 3 ori x minus radical din 2 ori x plus 1, totul la pătrat. Dacă vă dădeam așa, apărea un trinom și era panică. Ce trebuie să faceți voi? Să scoateți pe x în factor comun, să vă duceți aici sus și să-l vedeți ca un binom și atunci vă duceți și lucrați. Și de pe am învățat formulele de calcul prescurtat. Nu, dar este o chestie care trebuie să înțelegem că în practică poate să apară așa ceva. Deci, câte vreme ai văzut așa ceva... Factorul comun? Tocmai. Te organizezi ca să-l duci pe binom și pe urmă acționezi ca la binom. Cu forma. Sigur că da. Deci asta am vrut să spun. Așa, gândul, te duci pe aici și te duci și ai finalizat așa. Opresc și pornesc ora a doua, da? Da.